Bună dimineața! Am început noul sezon cu sărbătoare, cu motive multe de bucurie, iar unul dintre acele motive este vremea frumoasă a acestei luni de iarnă. Vin cu vești bune și vă anunț că în continuare valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în special la deal și la munte. În vestul țării însă spre seară e posibil să plouă slab, iar în sudul, estul și izolat în centrul țării, meteorologii anunță ceață. Cerul va fi variabil în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 14 și 5-6 grade. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, vremea se menține în continuare blândă pentru această perioadă și deși cerul este acoperit de nori, nu se anunță nici ploi, nici nisori cu o maximă de 9 grade, atât în satul mare cât și în Baia Mare. Situația este asemănătoare în Crișana, unde cerul este de asemenea înnorat, cu temperaturi foarte bune, însă cu ceva raze de soare, cu 11 grade, atât în Oradea, cât și în Arad. Să vedem cum stăm vremea în Banat. Bănățenii au parte de asemenea de un cer înnorat, cu un soare cu dinți, cu următoare temperaturi. Avem în Timișoara 11 grade, în Reșița o temperatură mai bună de 12 grade. În Oltenia, în comparație cu zilele trecute, temperaturile scad un pic, cerul este de asemenea înnorat, cu un soare cu dinți, cu 6 grade atât în Craiova cât și în Slatina, 9 grade în Râmnicu Vâlcea. Mergem mai departe în Transilvania, unde vântul va sufla destul de intens spre seară la munte. Cerul este acoperit de nori, 2 grade avem în Miercurea Ciuc, o temperatură mai scăzută decât cea de ieri. Avem 6 grade în Sfântul Gheorghe, 5 în Brașov, iar din Târgu Mureș, Daniela ne spune bună dimineața. Neața, Daniela, cum e vremea la voi? Neața, noi vremea este cam sărăcăcioasă. Nu vom avea astăzi nici ploaie, nici ninsoare, nici nori pe cer. Vom avea în schimb aproximativ 7 grade Celsius la amiază, iar minima nopții se anunță de minus 3 grade Celsius. În acest moment este destul de rece. Cred că se vede și după respirație, cam minus 5 grade sunt, așa ne spun meteorologii. Vremea se va menține asemănătoare pe tot parcursul săptămânii, așa că dacă vrem zăpadă, n-avem decât să mergem mai la munte. Te pupăm! Aproape am luat-o ca pe invitație. Să rămână. Ne vedem peste o oră. Flavia. Vreme fără zăpadă și în Dobrogea astăzi, un cer acoperit de nori cu ceva raze de soare, cu temperaturi bune de 7 grade atât în Constanța cât și în Tulcea. Vorbim mai departe despre Moldova, unde cerul este de asemenea iarăși acoperit de nori. Soarele există, însă este cu dinți, cu următoarele temperaturi. Avem în Suceava 3 grade, o temperatură mai scăzută decât cea de ieri, 4 grade în Botoșani, de asemenea în Focșani, iar din Iași Bogdan ne spune bună dimineața. Bogdan, bună dimineața, vreme bună și la Iași, după cum se vede. Te rog să dezvolți. Bună dimineața, într-adevăr o vreme foarte frumoasă la Iași, un cer complet senin. Din păcate este rece, doar minus 4 grade la această oră, însă până la amiază se va mai încălzi puțin și vom avea parte de 4-5 grade. Vremea se menține foarte frumoasă pe tot parcursul săptămânii, astfel că temperaturile vor crește puțin și vom avea parte chiar de 7 grade spre sfârșitul săptămânii. Mulțumim, Bogdan, să ai o zi frumoasă. Flavia! Vreme frumoasă și blândă astăzi e și în Muntenia, unde, deși cerul este acoperit de nori, nici nu va ninge și nici nu va ploa. Ba din contră, avem parte de ceva raze de soare cu următoarele temperaturi. Avem în Târgoviște 8 grade, la fel ca și în Pitești, un pic mai rece în Buzău, cu 6 grade, la fel ca și în Brăila. În București, de dimineață, se înregistrau minus 2 grade. Maxima zilei va urca până la 7 grade, cerul va fi variabil. Noaptea, meteorologii semnalează ceva ceață, iar vântul va sufla slab până la moderat. Eu de aici, de la Neasa, vă pup, ne vedem într-o oră, să aveți o zi minunată. Mulțumim, dragă Flavia!